A fost momentul bilanțului pentru autoritățile din Corabia, care au vorbit în fața oamenilor adunați la spectacol de zilele orașului despre dezvoltarea acestuia. Mai multe proiecte, unele derulate pe fonduri europene, altele cu bani de la guvern, au fost finalizate cu succes, a anunțat primarul Iulică Oane. Drumul comunal DC124, care face legătura cu cartierul Tudor Vladimirescu, locuințele pentru romi care așteaptă utilitățile, blocul de locuințe de pe strada 1 Mai care așteaptă utilitățile, asfaltarea străzilor care este în stadiu de finalizare și Casa de Cultură care, datorită complexității finisajelor, se va mai prelungi un pic. Alte investiții vor fi demarate în curând în orașul de la malul Dunării. Deja avem proiect semnat și aprobat pentru reabilitarea ambelor locații ale Spitalului Corabia, reabilitarea școlii Virgil Mazilescu, fostă școala 3, ambele localuri, și asfaltarea drumului comunal DC126, care face legătura între Corabia și cartierul Vârtop. Cu sprijinul Consiliului Județean, Corabia va mai beneficia de o investiție importantă. Este vorba despre modernizarea drumului județean Celei Vădăstrița. Consiliul Județean, de-a lungul timpului, a fost partener în multe proiecte pe fonduri europene pe care Corabia și le-a propus și, așa cum spunea și domn primar, îl susținem în continuare în proiectele pe care și le propune, pentru că pentru noi Corabia e importantă, e un oraș frumos, e singurul oraș pe care îl avem la malul Dunării. Iar parlamentarii de Olt i-au asigurat pe reprezentanții primăriei Corabia că vor face demersuri pentru reabilitarea portului comercial de la Dunăre. Ne-am propus obiective foarte serioase, așa cum spunea domn primar, o parte din ele sunt finalizate, urmează altele și mai avem o singură problemă deosebită grea, domnule primar, portul Corabia e în atenția noastră, e un obiectiv important pentru dezvoltarea orașului Corabia și împreună cu domn primar, împreună cu parlamentari, împreună cu domn președinte al Consiliului Județean, e o problemă serioasă care ne apasă pe noi toți, pentru că nu suntem convinși, ca și dumneavoastră, că portul înseamnă dezvoltarea orașului Corabia. În afară de acest obiectiv foarte important, autoritățile din Corabia mai au pe lista de investiții modernizarea unei școli pentru care vor fi alocate fonduri de la guvern și reabilitarea unei grădinițe, proiect derulat pe fonduri europene.